Ce mic să vezi frigiderul? 20 profesioniști. Salut prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Dacă sunteți noi pe aici, nu uitați să dați subscribe și întrucât este o zi de duminică și se aud clopote de pretutindeni, nu uitați să dați și voi, să bifați funcția cu clopoțelul pentru a primi notificări despre ceea ce mai facem noi. Astăzi vom avea un invitat surpriză, așa că haideți să vedem, să descoperim un pic din lumea lui și ce se întâmplă cu viața lui sportivă. Yo, Diana, răspunde, am venit să-ți văd frigiderul. Ce mic să vezi frigiderul? 20. Acum o să vă arăt cam ce mănânc eu într-o zi în care nu țin dietă. O zi, azi e duminică, weekend, nu prea țin dietă. Fructe, legume, îmi place foarte mult apa de cocos pentru că e gustoasă și e ca un gust, e ca un desert pentru mine. Ce mănânci în general în fiecare zi? În general, depinde de ce dietă țin, dar am în mare legume, proteine, fructe. Poți să ne dai câteva exemple? Câteva exemple. Brânză feta, roșii, dovlecei, mere, îmi plac merele foarte mult. Cum arată un mic dejun? Un mic dejun, o felie de pâine prăjită, brânză cottage și roșii, castraveți, ceva legume. Ce te motivează să fii fit? Oglinda. Oglinda, adică și pentru sănătate e important să fii fit, dar când îmi doresc să fiu și mai fit și mai fit, oglinda mă motivează. Te antrenezi înainte de lucru? Da, mă antrenez înainte de lucru pentru că îmi place cel mai mult să fac sport dimineața și uneori prefer să mă trezesc mult mai devreme doar ca să apuc să fac sport. E ce face, nu mănânci? Nu prea mănânc chestii prăjite. În general nu, adică nu, da, nu asta era, intră la sucuri, sunt împotriva sucurilor total, dar în direcția aia. Ce în fast food. Ești atât de ocupată cu proiectele tale, ai un cheat day? Am un cheat day în weekend. Aș vrea să fie cheat meal, pentru că uneori când am un cheat day încep să mănânc foarte, foarte mult toată ziua, ceea ce nu e neapărat bine, dar prefer să jonglez când cheat day, când cheat meal. Îți faci shake-uri de proteine? Nu fac shake-uri de proteine pentru că iau doar suplimente alimentare, cum ar veni, adică vitamine iau și nu simt nevoia și shake-urilor de proteine pentru că nu vreau să pun masă musculară. Vreau să slăbesc, de obicei. Care e mâncarea ta preferată? Mâncarea mea favorită? Ce mai mult îmi place, ce face ar avea quinoa, salată de tabule, roșii. Dacă ar fi să faci o declarație de dragoste mâncării, cum ar suna? Mulțumesc că m-a ajut să mă simt bine și că ești alături când am nevoie de tine. Am vorbit despre mâncare, acum e timpul să mergem la sală să vă arăt câteva dintre exercițiile din rutina mea. Mergem? E timpul să trecem la muncă. Depinde cum îmi permite programul. Dar întotdeauna trebuie să existe o zi de pauză. Ai tatuaje? Da, am 3 tatuaje. 2 pe care nu pot să ți le arăt și ăsta, nu știu, se vede? Da, și ăsta. Și pe celelalte 2 când mergem la piscină. Mergem să notăm. Ai făcut sport de performanță? Da, am făcut 8 ani de atletism și făceam 800 de metri. La început 600, că am făcut până la vârsta de 15 ani. Și la început făceam 600 de metri când eram copil și după aia 800. Care e partea ta preferată de antrenament? Trecem de la sfârșit. Glumesc, nu. Cred că orice nu înseamnă cardio. Îmi place mai mult când e partea care crezi masa musculară și nu cardio. Cum te antrenezi dimineața? Ori alerg, ori încerc să combin, să fac 30 minute de cardio, alergat, drepte, după care fac exerciții pentru mușchi fesier și pentru picioare. Sau abdomene, depinde, de fapt depinde de zi. Și ce chef am, încerc să combin fiecare grup de masă.
e diferența dintre antrenamentul de la sală versus cel de acasă și de afară? De ce? Uneori acasă mă mai întâlnesc în pijama. Mă rog, în pijama pe care după aia o pun pe jos. Afară, parcă te conectezi un pic mai bine cu natura și e mai plăcut că mai vezi că faci, mai vezi poate un mai mare. Și la sală, despre greutăți. Și e mai ușor să faci cardio la sală când e cam frig afară, când mai trebuie să pui 100 de haine pe tine. Cine te susține zi de zi? Eu mă susțin zi de zi. Ce-ți place să asculti când te antrenezi? Mary Manson! Mary Manson! Îmi place să spun Mary Manson, muzică rock în general. Când alerg, uneori îmi imaginez că sunt în videoclipuri sau în concertul de al Mary Manson. Dar ale lui Mary Manson. Cum îți ții mintea sănătoasă? Stai să mă gândesc. Încerc să meditez, nu-mi este tot timpul 5 minute pe zi. Și sincer, sportul îmi ține mintea sănătoasă. Dacă țin și-o plec. Bine, acum trebuie să mă să continui antrenamentul și n-aș vrea să mai filmez ca să pot să mă concentrez și să dau tot ce pot, așa că ne vedem. Eu, Diana, stop, te oprim un pic. Lasă-mă să-ți lansez un challenge. Te ține? E un antrenament provocator, creație, totul e născut de mintea mea acum. Ce zici? Bine, ok. Mi-e frică. Hai. Diana, lasă-mă mai întâi să-ți ofer o gură de apă pentru că s-ar putea să te ia cu amețeli cum ți ce ai de făcut. Da? Bine. Ok, acum că ne-am asigurat că totul e în ordine. Treaba e în următor. Avem genuflexiune. Așa. Hip. Stângul. Da? Da. Parte în spate. Aici. Da? Ok. La voi, sectoră. A doua, da. Genoflexiune, pic dreptul, da? Da. Barfi. Ok. Da, sectoră. Ok? Toate astea avem câte de greșe? 10? Prea puțin. 15. Amatori. 20 profesioniști. Tipul Catian, face câte 30, da? 30, am avut 20. Avem 15 alternativi pe fiecare picior, da. Timpul în care vor urma câteva întrebări la tine, da? Așa okay, că, okay. Hai, deci. Stai să le recapitulez. Da? Deci, genoflexiune, click, burpee, genoflexiune, click, burpee. Mai era ceva? Da. Cu fiecare burpee, sărituri, da? Ok, da. Ok? Hai, da. Poate. Gata. Bun. Ok. Mușchi mari sau fibră de atlet? Fibră de atlet. Dacă ai putea să te antrenezi cu cineva, oricine din lume, mor sau viu, cine ar fi? Este Bolt. Modeling sau actorie? Actorie. Dacă nu era actriță și model, ce ai fi făcut? Ghid turistic. Mă sper curca că n-am pus să mă gândești la întrebări și la exerciții. E greu, stai. Bravo! Gata! Super tare! Nu mai nimeni. A fost bine, foarte greu când trebuia să răspund pentru că încă nu mi intrase în automatism exercițiu și eram stai să răspund ce picior urma. Greu ce aici. Diana, îți mulțumim frumos pentru acceptarea invitației de a participa la primul episod al emisiunii. Mulțumesc! Așa. Mă bucur că am putut să particip. Și mult succes în continuare în carieră. Fie! Noi decolăm pentru că avem alte episoade de filmat. Așa că, faptă multă! Succes și vouă! Pa, pa! Pa! Acestea fiind spuse, fiți sigur că dați like și subscribe dacă v-a plăcut emisiunea. Pe mine mă puteți urmări pe canalele mele de Instagram și Facebook, Franța Adrian Diaconescu. Și dacă vreți să aflați mai multe despre ceea ce oferă Training Days, fiți sigur că intrați pe trainingdays.ro și veți descoperi mai multe din lumea noastră de antrenamente. Pa! We'll be right back.